dezvăluirile incredibile făcute de Gabriela Firea despre starea sa de sănătate, o altă dezvăluire bombă vine de la un vicepreședinte al Partidului Social Democrat. Doina Pană acuză că a fost otrăvită cu mercur în perioada în care era ministrul apelor, ocupa portofoliul de la Ministerul Apelor. Domnia sa ar fi început să se simtă din ce în ce mai rău, motiv pentru care a fost nevoită să renunțe la funcție. În legătură telefonică directă cu noi este doamna Doina Pană. Mulțumesc, doamna ministru, pentru această intervenție telefonică. Spuneți-ne ce s-a întâmplat și când ați descoperit despre această problemă. Doamna Porumbel, problema e veche și n-aș fi intervenit, deci eu nu acuz, au apărut acuzațiile în spațiu public, n-aș fi intervenit dacă nu era acel articol de presă care duce în derizor o situație de fapt extrem de gravă. Da, era ministrul la pădure în guvernul Tudose. Deci în 2018, ca să localizăm temporal. Nu, în 2017. 2017, așa? Da, da. Pe la sfârșitul noiembrie am început să mă simt foarte rău. Am mers la medic, am aflat că aveam probleme foarte mari cu inima, adică aveam modificări pe EKG cu iminență de infarct. Am urmat tratament și cu toate astea mă simțeam tot mai rău. Pentru că epuizasem toate analizele specifice, am fost trimisă într-un final să fac și o analiză toxicologică. Și în 15 ianuarie 2018, din analiza pentru metale grele, a reieșit intoxicație cu mercur în concentrație mare. Pentru că, deși îmi depusesem demisia, dat fiind faptul că mă simțeam foarte rău din guvern încă din 3 ianuarie, n-am putut pleca până în 29 ianuarie, pentru că n-am semnat președintele Iohannis, am depus plângere la poliție doar la începutul lui februarie 2018. N-am făcut plângerea cât eram încă ministru, pentru că în caz că se afla, ar fi dăunat imaginii României. Vă dați seama, ministrul guvernului României otrăvit. Mai mult nu pot să vă spun. Deci este o anchetă în derulare, și sper din tot sufletul să-i prindă. Pentru mine. Pe mine m-a salvat Dumnezeu pentru că am aflat cauza, ca să mă pot trata, pentru că altfel muream de infarct și toată lumea zicea că de stres. Vreau să-i prindă ca să se sperie, să nu mai încerce și cu alții. Doamna ministru, medical vi s-a explicat modalitatea în care ați ingerat această substanță toxică sau ce perioadă ați ingerat această substanță? Nu. A fost pe cale digestivă, deci asta este foarte, foarte clar. Și nu pot să intru în alte detalii, nu vă supărați, n-ar fi intervenit deloc, vă dați seama că mă abțin de un an și ceva să spun, pentru că nu vreau să aduc niciun prejudiciu aceste anchete care este în derulare. Doar la această anchetă v-ați gândit, dar spuneți că v-ați gândit la momentul respectiv și faptul că aduceți un prejudiciu României, da, aflându-se... Vă dați seama că dacă s-ar fi aflat de plângere când eu încă eram în guvern, ar fi fost scandalos să fi ministru în funcție și să fi otrăvit. Da, de asta am lăsat, e adevărat, câteva zile, pentru că în 29 ianuarie am plecat din guvern și cam prin 2-3 februarie am depus plângerea. Bănuiți deci, pe cineva... Iertați-mă mai puțin... Deci, e adevărat, dar totul a însemnat medici, analize, tratamente și nu povești, am auzit prin articolul respectiv, și o plângere. Adică eu nu m-am limitat doar să plec din guvern, realmente am făcut o plângere. Bun. Doamna ministru, aveți vreo bănuială în primul rând? Vă dați seama că el era ministrul la păduri. Eu luasem încă din 2014 succesiv, așa, mai multe măsuri, încât de la 8,8 milioane de metri cu plan, cât se teau ilegal, s-a ajuns la 0,4 milioane de metri cu plan. Vă dați seama cam ce prejudicii financiare am generat pentru cei care se tăiau, se ocupau cu teritoriul. Pentru mafia lemnului din România. Da. Bănuiți că din acea zonă a fost acest atac asupra noastră? Deci, nu pot să spun că sunt sigură, pentru că încă nu am dovezile, dar evident că de acolo. Bun. Doamna ministru, ministerele sunt foarte bine securizate, din câte știu eu. Există paza jandarmeriei, un membru al cabinetului în condițiile în care are ceva bănuiel că poate fi, nu știu, supus vreunui atac de orice fel, poate cere serviciului de pază și protecție măsuri sporite, i se poate schimba domiciliul și de aici pot veni o altă serie de, poate veni o altă serie de măsuri. Dumneavoastră ați cerut ceva de acest gen, ați scris, ați vorbit cu premierul în funcție la momentul respectiv, cu președintele partidului, v-ați consultat în această problemă?
Deci, doamna Porumbel, am început în 2014, atunci am scos radarul pădurilor. Urmă modificări la codul Silvic, cu scandalul, cu firma Schweikofer, cu președintele Iohannis, mai țineți minte, chiar dacă au trecut ceva de atunci. Atunci am avut într-o perioadă fază, deci protecție, SPP. Da. Dar acum nu, chiar dacă am continuat, am luat măsuri cu lemnul de foc pentru populație, care am semnat iarăși o pierdere foarte mare pentru mari procesatori, care prin cogenerare au certificate verzi pe lemnul respectiv. Sau, dar nu m-am așteptat, adică știam că încearcă să mă denigreze, să-mi aducă atacuri la imagine, dar nu m-am așteptat să se ajungă atât de departe. Bănuiți că a fost pusă această substanță în mâncare, spuneați, sau, mă rog, în cafea, în băuturi? Am citit foarte mult, vă spun, și există modalități multe, pentru că eu și eu inițial am fost șocată că mă gândeam, Doamne, iartă-mă, e un metal, îl vezi, îl... Nu, sunt tot felul de compuși care se desfăcează în organism, deci sunt multe, din păcate sunt multe unde variante, credeți, dar... Unde credeți, doamna ministru, că ați fost otrăvită, ca să spunem practic lucrurilor pe nume? Acasă, la birou, la minister sau în diferite, probabil, restaurante la care mai mergeați pentru a mânca? Eu, de obicei, când ieșeam la anumite întâlniri, evident, oficiale, întotdeauna se mânca bufet suedez, deci foarte rar am mâncat ca la carte, ca să zic, să știe clar care este mâncarea mea. Nu știu, variante au putut fi multe, pentru că sunt convinsă că n-a existat o singură încercare, deci o singură doză ca să mi se facă rău pe loc, sau sunt convinsă că a fost ceva așa programatic în timp, dar până la final sper că vom afla și cum s-a întâmplat. Cât a durat tratamentul după această descoperire, doamna ministru, pentru a vă reveni? Tratamentul pentru eliminare a mercurului n-a durat decât 12 zile. E un tratament foarte, foarte puternic, dar care te face să elimini și ce ai bun în tine. Deci l-am luat până când am scăzut până sub doza de pericol, ca și concentrație. Și apoi am continuat cu alternative. Vreau să vă spun că la nivel de țesuturi durează ani până se elimină tot, dar ce este foarte important, că nu mai pot muri din cauza asta. Deci inima așa, vreau să vă spun că modificările de pericardie mi-au dispărut complet, inima și-a revenit la normal. Deci, iertați-mă că eu practic revin pentru că nu pot să-mi dau seama cum un om de anvergura noastră, la momentul respectiv, ministru într-un cabinet, este otrăvit cu mercur și acest lucru este pur și simplu trecut cu vederea. Consiliul Suprem de Apărare a Țării, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații de Externe, Serviciul de Pază și Protecție, toate aceste instituții mastodont pe care noi le plătim din greu cu bugete generoase, au făcut ceva în acest sens, adică ele au fost cu siguranță înștiințate. Habar n-am, nu știu. Consiliul Suprem de Apărare a Țării, de exemplu, doamna ministru, vă întreb, știe de această poveste? A făcut ceva în acest sens? Nu, de făcut nu. Nu știu, doamna Porumbel, eu ca orice cetățean al acestei țări am făcut o plângere la poliție, care își urmează cursul. Ce au făcut restul organelor în continuare, nu știu să vă spun. Ați adus vreo altă informare către aceste servicii, către CSAT, sau v-ați rezumat pur și simplu doar la poliție? Nu, doar la plângere, da. Bănuiesc că povestea oricum, noastră... La ora la care am făcut plângerea, eu nu mai am ministru, deci nu mai puteam să am o comunicare. Chiar și așa, doamna ministru, lucrurile se petrecuseră în timpul mandatului dumneavoastră la Ministerul Apelor și Pădurilor, deci lucrurile puteau fi investigate la un alt nivel. Spuneați că ancheta merge mai departe, aveți informații de acolo, deci nu este ceva care stagnează, înțeleg. Nu am foarte multe informații, știu că nu stagnează, asta știu sigur și de asta vă spun sinceră și sperați, așa cum am tăcut un an și câteva luni, să tac în continuare ca să nu aduc niciun prejudiciu acestei anchete. Dar m-a revoltat când am văzut acel articol cum că am fost la preot, că am tot felul de minuni și duceam de rizoriu un lucru extrem de grav și atunci de asta m-am hotărât să ies public și să spun realitatea.
Da, incredibilă această mărturie a dumneavoastră, doamna ministru, și cred eu că serviciile de siguranță națională, repet, care au niște bugete incredibile, ar trebui să facă mai mult în cazul dumneavoastră. De asemenea, cred că și Consiliul Suprem de Apărare a Țării ar trebui să investigheze acest lucru, pentru că dacă în România miniștrii sunt otrăviți, nu vreau să mă gândesc ce s-ar putea întâmpla cu niște oameni obișnuiți care nu dețin funcții de demnitate publică, dar care deranjează grupuri de interese și tot felul de mafioți care vin în această țară, iată, cu niște afaceri de mega succes. Mulțumesc, doamna ministru, pentru această intervenție. O să vedem care vor fi urmările după această dezvăluire făcută în direct și în exclusivitate la Antena 3.